La un pas de o mare tragedie, un microbus școlar care ducea în această dimineață copii din mai multe sate la școală în Hunedoara a intrat într-un stâlp și s-a răsturnat pe marginea drumului. Din fericire, niciun copil nu a fost rănit grav, doar 4 dintre micuți au ajuns la spital. Microbusul a intrat într-un stâlp, nu a căzut în apă, în microbuz erau 8 copii, șoferul și învățătoarea. 4 copii au fost transportați la spital la Hunedoara, dar cu contuzii minore, deci niciunul nu a fost foarte grav. Nu au fost persoane încarcerate. Poliția a deschis o anchetă în urma accidentului, iar una dintre variantele luate în calcul este aceea că șoferul ar fi adormit la volan. Echipajele rutiere deplasate la fața locului au constatat faptul că microbuzul școlar care transporta 10 elevi era condus de un bărbat în vârstă de 70 de ani din municipiul Hunedoara și a părăsit partea carosabilă, din motive ce urmează a fi stabilite pe parcursul anchetei. A declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu. Accidentul s-a produs pe raza localității Boș.